Spuneți-mi, vă rog, care sunt caracteristicile militarilor de aici? Cei nu are o deviză, așa cum ați văzut de la intrare, noi suntem pentru a construi. Deci tot ce are nevoie armata, ca infrastructură, sprijin logistic și aici doar câteva elemente care pot fi la îndemâna tuturor și să înțeleagă ce facem, este vorba de drumuri, poduri, treceri peste obstacole, iar acolo unde au trecut forțele militare, acolo unde rămân terenuri minate, venim noi și curățăm zona. Misiunile internaționale la care am participat au fost în Irak și Afganistan. Ambele misiuni m-au marcat, deoarece în Irak am pierdut un coleg, Bogdan Aurelian Hâncu. Tot așa a avut un incident, un DEI a luat, un dispozitiv exploziv improvizat. Iar în Afganistan mi-a murit comandantul de pluton. Pe 7 aprilie 2009 eram într-o misiune de patrulare pe autostrada 1. Totul decurgea normal, era conform SOP-ului, la care undeva la vreo 15 km de bază s-a întâmplat acest caz nefericit. Am luat un dispozitiv exploziv, în urma căruia a decedat capitanul maiorul postmortem Vasile Unguraș și rănirea celor trei colegi ai mei. Ca și pot să vă zic doar atât, am auzit o bubuitură înfundată, deci mă dădeam mașina, deci mult praf, bubuitură înfundată și după care m-am trezit undeva într-un spital. Eram în spital din Lagman, din bază. Determinant în alegerea carierei militare a fost faptul că în adolescență am fost sportiv de performanță și în anul 1991 am ales Clubul Sportiv Armata Steaua ca fiind familia ce putea să-mi ofere climatul necesar trecerea la înalta performanță. Ulterior, școala militară mi-a oferit debutul participării la competiții aplicativ militare. Trebuie să recunosc că am participat la misiuni dificile în care riscul a fost permanent. Cu toate acestea am îndeplinit funcții pe care le-am asigurat și în țară, similare cu acestea, pornind de la subofițer tehnic până la cea de subofițer în statele majore ale comandamentelor NATO și ISAF. Nu cred că putem discuta despre momente dificile sau grele, considerând prin aceasta natura negativă a cuvântului greu, dar putem discuta despre momente remarcabile în evoluția a ceea ce numim subofițer lider și membru al corpului. Fiecare dintre aceste etape sunt etape care însumează parcurgerea unor cursuri de carieră și specializare, dizlocarea în teatre de operații, de asemenea dizlocarea în alte garnizoane decât cea de reședință, urmate ulterior de revenirea la garnizoana Brăila. Toate acestea au reprezentat eforturi personale și familiale, dar nu în acea măsură în care să termine să vorbim despre momente grele. Trebuie să recunosc că aceste misiuni sunt dificile, sunt provocări incomensurabile în care riscurile sunt permanente. Grupul din care fiecare militar face parte este format din oameni care au ca deviză cuvântul profesionalism. Cele două responsabilități de bază sunt îndeplinirea misiunii și siguranța colegilor și subordonaților. Cu aceste valori în minte, performanța individuală se va ridica cel puțin la nivelul așteptărilor partenerilor. Aprecierea muncii depuse este doar consecința acțiunilor tale.
Momentele în care drapelul României flutură între cele ale partenerilor sunt acele momente în care ne simțim apreciați cu respect și încredere. Sunt aproape 30 de ani de când am ales cariera militară și trebuie să spun că la început nici nu mă gândeam. Dar cei care au fost și au prezentat și ne-au prezentat armata și ceea ce se poate face în armată și lucrurile minunate care le realizează armata pentru țară, m-a determinat acest lucru. Iar după, hai să spun, după un an de zile, după ce am mers la liceu militar, la Câmpul Lung Moldovenesc, am constatat că a avut dreptate persoana respectivă și pot să spun că orice, în ceea ce am făcut, am făcut cu pasiune. După un an de zile mi-am dat seama că sunt și îmi doresc să fiu în armată. Iar acum, dacă aș lua de la capăt, aș face la fel. Povestiți-ne pe scurt despre principalele misiuni internaționale la care ați participat și care a fost rolul dumneavoastră. Începând cu 96, după ce România a început să aibă o legătură cu NATO prin operațiuni de menținere a păcii, după aceea în cadrul unor coaliții și odată cu intrarea NATO din 2004, am participat, fiind lucrând la unitățile de geniu, am participat la pregătirea, în primul rând, a unor militari de geniu care au participat în misiunea din Bosnia, după aceea din Irak și Afganistan. Deci tot timpul a fost în contact cu militarii care au participat la aceste misiuni. Era apoi în 2005, la propunerea comandantului brigăzii de atunci, general de brigadă David Alexandru, am mers cu comandantul batalionului de geniu din Irak, dispus în regiunea Hila și în Adivania. Pe o perioadă de 6 luni, urmând ca după aceea să predăm ștafeta unui alt detașament. Misiunea a fost, ce pot să spun, a fost, din punct de vedere al pericolului, a avut un grad de periculozitate mare. Din punct de vedere al modului de abordare, a fost perioada mea din, sau cea mai frumoasă perioadă din armată, din cariera mea, pentru că am putut să realizez ceea ce mi-am propus acolo. Deci au fost asigurate toate condițiile pentru a îndeplini misiunile exact ca în război. Nu neapărat că mi-a plăcut ideea, pentru că militarii geniști care au acționat în acea zonă nu au făcut decât să acționeze pentru a le face infrastructura pentru armata irachiană, pentru a asigura facilitățile pentru armata coaliției care a participat lucrând împreună cu polonezi, salvadorieni, Statele Unite ale Americii, ucrainieni. Deci am lucrat cu toate națiunile care au acționat în zona aceea de responsabilitate în Irak. Care sunt sentimentele care vă încearcă înainte de a pleca într-o misiune internațională? Nu numai la misiune internațională, în orice misiune. Pentru militar, atunci când militar de carieră, în special pentru un comandant, principala misiune este grija față de oameni. Cei mai importanți sunt oamenii. Și așa, de aceea se spune că suntem camarazi și rămânem lângă camarazi. Dacă veți intra sau veți merge în diferite domenii, veți observa că militarii sunt cei mai uniți și vor rămâne uniți, indiferent de situație, pentru că dacă nu suntem camarazi, așa ne spunem noi camarazi, în afară de colegi, atunci nu putem să realizăm misiunile. Iar cea mai importantă misiune a fost ca militarii care merg cu mine să fie pregătiți și în același timp să dea dovadă de camarazi, de a fi camarazi. Pentru că am fost acolo și am avut în jurul meu oameni care au fost lângă mine și m-au apărat pe mine, în primul rând, ca eu să pot să-i apăr pe ei. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră? Greu. Militare nu pot să spună că nu e greu niciodată. Iau trei cuvinte. Adică nu există la un militar. Nu știu, nu pot, nu vreau și nu pot să spun că a fost foarte greu.
Greu a fost, sau mai greu a fost în momentele în care a trebuit în permanență să te despați de un colectiv. De fiecare dată în care noastră, cred că ne mutăm de 4-5 ori dintr-un garnizon în alta, fiind ca și activitate, am fost la Dej, am fost în București, am venit la Brăila. La Brăila am activat aproape în 4 unități. Este greu când te despați de colectiv. Deci mergi, desfășori activitate pe o perioadă de 3-4 ani într-un colectiv, 5 ani maxim, și după care preiei un alt colectiv. E greu când te despați de colectiv. Este dificil. Spuneți-mi, vă rog, care e sentimentul dumneavoastră în momentul în care sunteți apreciat atât de străini cât și de români la sfârșitul unei misiuni? Nu știu dacă militare primesc cam puține recompense, dar cea mai mare recompensă este atunci când primești, și poate ați observat, nu știu dacă ați observat, dar dacă nu, să fiți foarte atenți, nu numai noi, în principal toți militare, când primesc un coin, o medalie, o diplomă, cred că îi încântă mai mult decât dacă dai o sumă de bani. Bine, și aia este financiară, este clar că nu se pune problema. Dar dacă nu-i, dacă cuiva nu-i dai, este delicat pentru ceea ce a făcut. Și este bine să-i mulțumești pe toți, să le transmiți. Iar eu pot să spun că am activat, am fost, am spus, în Irak și am 12 națiuni am lucrat. Cu toți, despre români, nu despre mine, pentru că n-am eu personal. Reprezint o structură și am fost acolo reprezentând o unitate și am primit elogiile pentru întreaga unitate, nu numai pentru activitatea mea. Și este minunat, este încântător. Adică, dacă vreți, mergem în birou și vă arăt că le păstrez tot timpul pe perete, nu din de a spune că am realizat ceva, ci pentru că mă mândresc cu ele. Nu reprezintă o valoare materială, dar sentimentală este. Și știu că am lucrat, cu cine am lucrat, și chiar pe lângă faptul că suntem camarazi aici într-o unitate, lucrând împreună colegii, cu cei care am lucrat acolo a rămas pot să spun că și acum aud cu colegul din Polonia, colegul din Mongolia, colegul din America sau indiferent de situație, ne mai întâlnim având activități în comun în continuare și având unități. Și la fel și acum avem exerciții multinaționale în Bulgaria, Croația, Slovacia, Ungaria, în care mergem anual, vin anual în România, și la fel sentimentul este minunat. Deja când se schimbă unul pe funcție, ne bucurăm pentru el, când crește, și întâlnirile sunt minunate. Spuneți-mi, ce înseamnă pentru dumneavoastră Ziua Națională a României? Numai Ziua Națională, în special, dar Ziua Națională, pentru mine orice moment, atunci când se cântă imnul național, este important. Și cred că la fel ca la toți ceilalți români, se face pielea găină și ai așa o stresare inima. Asta este, zic că pentru mine Ziua Națională rămâne ziua în care românii ar trebui să se bucure enorm de mult. Și noi ne bucurăm. Noi militari ne bucurăm. Indiferent de situații, veți vedea pe militari că sunt în piață, sunt și se bucură după aceea de acel moment. Și veți constata, dacă veți fi la Brăila sau la Galați, că ne bucurăm. Pentru că considerăm că românii, sau mai bine zis, armata română, și eu, principal prin reprezentant armata română, am avut s-au avut meritul de a avea această zi națională. Și trebuie să ne bucurăm că avem o zi națională. Pentru că ne-am căpătat-o și este minunat. Și ați văzut că sunt tineri care au început să... Mi place, tineri au început să simtă de acest sentiment național. Care ar fi mesajul special pentru români din partea noastră? Sunt multe de spus. N-aș vrea decât să spun, să le dea Dumnezeu înțelepciune, să fie
camarazi, ca și cei din armată, uniți, în primul rând, și să ne dea Dumnezeu binecuvântare să fie așa cum ar trebui să fie în Românica, să minunați. Cariera militară, sunt două cuvinte cu o greutate emoțională extraordinară. Dintotdeauna mi-a plăcut armata, fără să am în această direcție un îndrumător. Mi-a plăcut disciplina militarilor, ordinea care exista în cadrul lor, mi-a plăcut foarte mult ținuta lor și modestia, nu în cele din urmă. Văzând în armată atâta perfecțiune, am zis că este un domeniu în care nu oricine poate ajunge, iar dacă se ajunge acolo, nu oricine poate face față până la capăt. Iar pentru mine, ca fată, a fost o provocare și mai mare și m-a atras și mai mult armata. Care a fost parcursul dumneavoastră în carieră până acum? Un parcurs destul de frumos, cu acțiuni cât mai detaliate. Am fost la început soldat gradat profesionist. Mi-am dorit foarte, foarte mult să intru în corpul cadrelor. Pentru asta am învățat și am susținut un examen, devenind apoi ofițer pe filieră indirectă. Ați participat la misiuni internaționale? Da, am două misiuni internaționale în Afganistan cu batalioanele de manevră. Care a fost funcția dumneavoastră? Am fost comandant de pluton, comandant de grup în prima misiune, comandant grup cercetare, iar în a doua misiune comandant pluton. Misiuni asemănătoare și totuși diferite. Dacă m-ați întrebat care a fost mai grea sau care ar fi diferența între ele, fiecare are același specific. Dacă misiunile sunt de luptă sunt oarecum asemănătoare, evoluția în Afganistan poate uneori chiar și pe noi ne lasă în urmă și de-aia trebuie să ne antrenăm și să ne pregătim, să ne perfecționăm zi de zi. Care este sentimentul pe care îl aveți în momentul în care plecați într-o misiune internațională? Este un sentiment de mândrie că sunt militar român, că pot reprezenta țara cu onoare. Pentru asta trebuie să te pregătești intens aici în țară, pentru că nu de multe ori procedurile, tehnicile și tacticile folosite acolo, folosite aici ca antrenându-ne pe aceste tehnici și proceduri, le-am folosit acolo și am putut spune foarte ușor misiune îndeplinită. Care e cel mai dificil moment din experiența dumneavoastră de până acum? Un moment dificil nu pot să spun că am avut, sau un moment foarte greu. Eu atribui momentele dificile cu acele momente în care trebuie să dai o explicație familiilor, unui subordonat, pentru deciziile greșite sau mai puțin corecte pe care le-ai fi luat și nu i-ai adus întregi acasă familiilor. Dar nu am avut așa ceva și nu pot considera decât că au fost momente care au mai grele puțin, care au necesitat doar timp pentru a fi soluționate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți apreciată la sfârșitul unei misiuni, atât de cei din străinătate, cât și de români? Fiecare militar își face datoria, atât în misiunile interne, cât și în misiunile externe. Fiecare militar, probabil, de fapt sigur, este mândru că se poate dedica carierei, se poate dedica sistemului, pentru că el, inclusiv prin jurământ, i-a jurat țării sacrificiul suprem dacă va fi nevoie. Nu mă pot încerca decât sentimente de mândrie, sentimente de motivare profesională și personală și, bineînțeles, satisfacția aceea interioară că ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus și că nu faci de râs țara, sistemul și tot ce e în jurul tău. Ce înseamnă pentru dumneavoastră 1 decembrie? Păi, dacă 1 decembrie 1918 a însemnat pentru poporul român înfăptuirea unui ideal, pentru noi, pentru mine personal, fiecare 1 decembrie nu poate reprezenta decât o rememorare a acelei date, a acelei zile, un elogiu adus eroilor care și-au dat viața, au făcut acel sacrificiu suprem pentru a spera în ceea ce noi astăzi avem, acea libertate. Și pentru asta nu trebuie să uităm. Iar ziua națională este ziua în care trebuie să ne reamintim cât de frumos sunt românii, cât de puternici sunt, mai ales atunci când sunt uniți. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru români cu ocazia zilei de 1 decembrie? Nu le pot dori decât sănătate, la mulți, mulți ani liniștiți, în pace. Să poată duce cu bine tot ce le oferă viața.
și să fie mândri că sunt români oriunde ar fi ei, să nu uite că fiecare dintre noi suntem un foarte bun mesager al țării și al poporului, să nu uite că România este o țară cu foarte multe valori materiale, și dar mai ales umane, și bineînțeles ce pot să-i spun României decât la trecutul e mare, un mare viitor. Încă de la vârsta de 10 ani am urmat cursurile școlii de muzică și arte plastice din Focșani. Ca instrumentist am participat cu fanfara la festivaluri internaționale, la festivaluri naționale de gen la Constanța și Timișoara. Fapt ce a determinat ulterior să aleg cariera de muzician în cadrul muzicilor militare din România. Care este rolul fanfarei în armată? Fanfara, sau cum îi zicem noi mai de curând, muzica militară, are un dublu rol, o dublă funcție, o funcție aceea de pregătire militară. Noi participăm la pregătirea militară a soldaților și totodată aceea de estetico-educativă, de recreere a timpului liber al militarilor. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru români de ziua națională? Chiar dacă uneori trecem prin viață momente mai grele, eu zic că avem noi capacitatea aceasta să trecem peste ele, și de aceea românul, spuneam mai devreme, că oriunde ar fi se descurcă. Mesajul meu ar fi să trecem peste aceste momente, să participăm la Ziua Națională a României, 1 decembrie, pentru că aparținem unui neam și aparținem unui spațiu, și mesajul ar fi, în special pentru brăileni, să participe la activitățile și acțiunile cultural-artistice dedicate acestui eveniment. Aceste activități se vor desfășura în Piața Independenței numărul 1, la Casa Tineretului, unde armata va defila, iar muzica militară va prezenta și un show artistic.